FC Brașov merge din victorie în victorie în Liga 1. Elevii lui Viorel Moldovan au învins pe Internațional Curtea de Argeș cu 3-0 și sunt pe primul loc în clasament, având 5 meciuri fără înfrângere. FC Brașov continuă parcursul bun în Liga 1. Formația lui Viorel Moldovan a început tare partida împotriva celor de la Internațional Curtea de Argeș, iar în minutul 13 Dorel Zaharia a fost la un pas de a deschide scorul, însă Popa a reținut în ultimul moment. Doar un minut mai târziu, Popa a fost eliminat pentru un fault asupra lui Zaharia, după ce atacantul brașovean rămăsese singur cu portarul. Ilieș a transformat penaltiul pentru 1-0, iar piteștenii au resimțit din plin șocul. În minutul 19, Brașovul conducea deja cu 2-0 după ce Hadnaghian din pasa lui Grigore. 10 minute mai târziu, oaspeții și-au mărit avantajul după ce Cătălin Munteanu a reușit să marcheze cu execuție de excepție. Brașovenii au scăzut ritmul în repriza secundă, însă chiar și așa Dorel Zaharia a scuturat bara porții piteștene în minutul 52. În prelungirile meciului, Brașovul a mai înscris odată prin Grigore, însă golul a fost anulat pe motiv de offside. 3-0 scor final în favoarea Brașovului, iar echipa lui Viorel Moldovan continuă seria meciurilor fără înfrângere în acest sezon, în timp ce piteștenii de la Internațional rămân cu 6 puncte după 5 etape disputate.